Anul 2021 a debutat cu o veste proastă pentru șoferii din întreaga țară. Odată cu 1 ianuarie, benzina și motorina s-au scumpit cu 6 bani pe litru, ca urmare a majorărilor de accize operate conform codului fiscal. Încă de vineri, 1 ianuarie, românii au avut surprize la pompe, acolo unde motorina și benzina au fost mai scumpe cu 6 bani pe litru, ca urmare a majorărilor de accize operate conform codului fiscal. Aparent, creșterea nu este una mare, însă pentru cei care achiziționează cantități importante se va simți. Astfel, odată cu 1 ianuarie, acciza pentru benzina fără plumb are o valoare de 1827,13 lei pe 1000 de litri, comparativ cu anul 2020, atunci când avea o valoare de 1773,46 pe 1000 de litri. De asemenea, pentru motorina, acciza a crescut de la 1625,37 pe 1000 de litri la 1674,55. Pentru a înțelege această creștere de prețuri a carburanților, trebuie să spunem că de vineri un cetățean care are o mașină pe benzină cu rezervor de 40 de litri va plăti 191,96 lei pentru un plin de la 190 de lei, atât cât plătea în 2020.